care este un om care vine din cultură, din lumea cărților, deci este medic. Este vorba despre doctorul Cosmin Georgescu. Bună.
invit la că suntem în polul Canicului. Iată, am reușit să fim și un pol cultural și nu numai de nivel municipal, județean, ci chiar național. Aș începe cu America de acasă. Pentru cultură.
cărții, o pledoarie pentru România, să aibă loc chiar în ziua în care Consiliul Județean trebuia să anunțe noul câștigător al postului de manager al teatrului. Concurs la care Mircea Maionescu nu a putut participa pentru că nu ar avea studiile adecvate la cerințele concursului. Una peste alta, niciunul dintre cei doi candidați participanți la concurs nu au fost acceptați. La
să fie jucată și în română și în sau piese diferite să fie jucate și în română și în bulgară, o piesă a unui
și la Plovdiv și în Sofia și în alte localități, nu mai ruse. Dorește să continue dacă nu la nivelul unui festival de teatre dumnezeu, măcar la un festival de teatre. Aveți un mod de vânzare și
lege și într-adevăr să spun așa cum spune și tu conducând oarecum restricțiile literare ale vremii își permitea să treacă peste ele. Da.
dar nu mai sunt conducătorii de altă dată, asta s-a spus, cum era, știu eu, în Zaharia asta, cu erau mari conducători de
într-o altă viziune, toate, toate foarte, foarte frumoase. Parcoale, timpul și tema a fost de Deci,
mare surprindere adevărul. La prima vedere, fotografia este, nu fotografia este adevărată, domnule, fiindcă e poză. Asta este, dar pictorul nu are dar pictează așa pasageri, e marinar. Se numește Basile Mușetescu și chiar la nu să continue cu pictatul. Lev Tolstoi spunea că dacă vedem un portret identic cu personajul, ne face el pentru echipează și pe
Da, adevărul, nu? Adevărul la artistic, adevărul cultural, la adevărul la modul general, adevărul științific. Fel ca chiar adevărul științific este ceva extrem de relativ. Rigoros,
și Manjov decât restul țării. Nu? S-a asemenea inițiativă și pe care să le și finalizez, mi se pare un lucru absolut extraordinar și na. Aici vreau să-l amintesc Pătica Lumânare cu un concert aniversar 48 în care a fost o seară de
asesinat. Și foarte ușor pentru unii să le critice, dar într-adevăr era situația în care nu exista internet, nu exista televiziune,
ceas prietene, nu știi care știi că aduc folii chiși, care aduc folii nu știi și dan la poate de el vor de el și mă greșit de la asta ver la
activitățile cenaclului valat despre expoziții de pictură, adică despre această retrospectivă culturală estivală pe care am făcut-o acum. Îmi pare bine că acest ziar din ce am văzut este accesat, este citit, este urmărit, care are rubrici diverse, cum o să te las pe tine, dacă dorești să spui câte ceva despre prietenii tăi. Eu am citit cu mare interes rubricile de
probabil și capca Nicola la ora asta se desfășoară și pacientul ne asigură faptul că citește acolo ce înseamnă ICTR și vede că copilul are un galben.
doare ochiul, doare capul, și dacă doare capul, doare trupul, și dacă doare trupul, trebuie vindecat sufletul. Dacă n-ajungi la suflet și doare doar buline de febră și doar pues
am spus și o repet, nu fac decât politica culturală, vreau să discutăm și politică, și nu înseamnă că respind ideea de politică, în general eviți să vorbesc cu oameni care nu sunt de față. Da.
de cum citești. Spunea Jorge lui Borges în prima zi a cursului său că important este să recitim. Am citit destul de important este să recitim. Problema
foarte mult teatru, teatru radiofonic, că îmi place să merg la toate piese de teatru care apar aici în Giurgiu. Recomand televiziunea
bibliotecă, dar este și împrumut. Am aici și biblioteca județeană Giurgiu cu aparițiile sale. Aici este cea pasara. De
ce i-a arătat. Și a spus, dacă vrei să desenezi un măr, trebuie să desenezi un măr cât un perete. Exagerare e prima lege a artei. Eu sunt conștient că exagerez, dar continui să exagerez. A fost o onoare că mi-ai prezentat că atâtea de aforisme mei din Giurgiu mi-ai spus că am ceva din tratatul de psihologie, așa a început.
tuturor celor care au făcut cultura posibilă. De cât am consemnat-o. Vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc că ai participat la această emisiune și cu
Atenție!